Da, salut, în seara asta ne jucăm Car Mechanic Simulator 2014. Un joculeț care pe Steam acum le duce la vreo 1 euro și vreo 14 cenți, ceva de genul. Apropo de Steam, până pe 12 februarie, începând din seara asta, e o reducere cu ocazia noului an lunar chinezesc, ceva de genul. Deci uitați-vă pe Steam că sunt multe jocuri frumoase la reducere. Și hai să vedem despre ce vorba în simulatorul ăsta de mecanic auto. Să vedem ce facem exact. Bun. Hai să facem un profil. Salvăm. Și să jucăm. Endless, probabil că jucăm cum vrem noi. Și career, probabil că e campania jocului. Da, cred că cam mult. Ok, bine ați venit în jocul Car Mechanic Simulator. Sunt în primul meu garaj. E cel mai varză garaj. Deci luăm de jos, muncim de jos, da? Hai să începem cu cele ce ne început. Trebuie să mergem la radio și să deschidem radio, să dăm drumul la radio. VSD cu stânga activăm. Ok. Așa, e mișto joculețul, se pare. Îmi place grafica. Cam pixelată până geamul ăla. Da. Frumos el garajul, e curat. Ai zis că să mă duc la radio. Și să... Aha, radio ăsta care e... Ia să dau puțin mai încet. Ah, nu pot să... Nu pot să umblu la opțiuni în timpul jocului, ce n-aș fac. Se mișcă, am lăsat sensibilitatea aiurea la mouse. Deci trebuie să dă drumul la radio. Ok. Trebuie să mergem să ridicăm liftul mașinilor. Ca să putem să examinăm, cred că ăsta e. Ce muzică mișto la radio. Cu metale, cu de-astea. Trebuie să ridicăm liftul ăsta la mașină ca să putem să suim mașina, să o examinăm, cred. Dar de unde? A, uite aici. Apăsăm aici. A, și se ridică bălăria asta. Ok. Asta a fost primul tutorial. Okay. Am învățat să interacționăm cu obiectele în primul nostru garaj. Se pare. Îmi place muzica, frate. Așa, ne-a venit primul client. Și ce trebuie să facem în emisiunile sunt listate aici, în pe făița asta, unde sunt ordinele de reparație. Așa, când terminăm toate treburile, ștampilăm aici și zicem că am reparat. Ok, și ce trebuie să facem? Trebuie să înlocuim frânele, discurile de frână din față, cred. A, nu, trebuie să le verificăm la al doilea și la primul trebuie să înlocuim niște, nu știu, niște capace sau ceva de genul. Ok. Deci trebuie să înlocuim brake pads astea, nu știu cum să traduc. Deci mergem la PC și să cumpărăm 4 de astea noi. Ok. Arată mișto mașinuța. Ce, poți să intru în ea? A, nu poți să intru în ea. A, poate da. A, ce mișto. Asta mi-a arătat că poți să o descui. Mișto joculețul, hai că începe să-mi placă, deși nu mă pricepe la mașini. Și pot să mă simt mașină. Ce sadic e. A, și bag calculatorul. Să verific computerul de bord. Ce sadic e joculețul. Ia să-mi, are vreo eroare în calculatorul de bord? Și nu mai azi nimic a jocul. Bine, hai să ieșim de mașină. Cum ești de mașină? Aha, cred de-a la mouse. Bă, dai mișto mașinuța. Acesta e un fel de... Toyota? Bă, da, îmi place muzica. Știu să muncești pe muzică. Așa, deja ai zis că trebuie să cumpăr niște din alea. Niște brake pads din alea. Ce Windows XP are asta aici? Ok, car parts shop. Și trebuie să cumpăr... brake pads din alea. Uite din astea. Deci astea sunt discuri și astea sunt un fel de, nu știu, garnituri, ceva de genul. 50 de dolari. Câți bani am? 700 de dolari? Ah. Cât ai să cumpăr? Două presupun, nu? Una în stânga, una în dreapta. Da. Mai pot să mai cumpăr una? Am cumpărat două. Ia să vedem, e suficient? Și cum ies de aici? Click dreapta sau cum? Cum ies de aici? Cu escape, aha, ok. Hai că e simplist jocul. Dar am lăsat eu sensibilitatea aia. Deci trebuie să verificăm... A, trebuie să deschid aici.
Nu e nevoie, cred că trebuie să inspectezi direct roata. Aha, și să știi în ce condiție. Poți să o dezasamblezi? Ia să-mi rotate camera, VSD. Aha, și mă uit cu mașina pe aici. Să văd toate. Unde stălea? Aici cred că stălea de frână, nu? Sau sunt pe exterior? A, nu vreau să le desfac. Nu, nu știu. A, uite, astea sunt. Gata, cam vrei. Vedeți, asta e chestia aia. Păi și cum o... Cum o scot de aici? Disassemble mod. Trebuie să dau click aici sau cum? Condition unknown. Păi și cum o verific? Să văd ce condiție are. Click stânga la mouse nu merge. Trebuie să învârt camera. Ca să o iau din partea asta. Ia să-mi așa. Cum? A, trebuie să scot toată roata, te pomeni. Bă, mă, lași ce s-au gândit ăștia. Fiți atenți. Să fie cutiuie și ei să zoom-urile. Pot să dau și cu scroll la mouse dacă vreau. Deci trebuie să scot roata, am înțeles. Aha, și dau click stânga la mouse până scot șurubule. Aaa, ce mișto. Nu cădea mașina asta pe mine? Cred că stă bine, nu? Eu n-am pus click, e vreo problemă? Dacă n-am pus click-ul se... A, uite, am pus automat click-ul, m-a speriat. Ok, și acum trebuie să scot bălăria asta. Trebuie să fac astea. Ai niște garnituri ceva aici. Aha, și-am scos asta. Brickkeeper. Și pun alta? Sau cum? Break 4, 12%, deci sunt varză făcute. Trebuia să iau 4, vedeți? N-am luat suficiente, n-am cumpărat suficiente. Și acum cum... Cum pun la loc? Aha, am înțeles, deci assemble mod. Și pun break pad-urile astea. Uite, am din astea varză, astea două consumate. Astea aș putea să le pun pe piața neagră, să văd ce mie cumpără. Păcălesc eu pe cineva, nu? Și hai să punem astea noi. Una așa. Și mai trebuia una în spate. Dar trebuie să rotesc camera ca să ajung. Aha. Punem pe asta. Bun. A, și mai trebuia să mai verific discurile de frână, care nu știu care sunt. Care neva sunt discurile de frână? Spun că e tot asta mare, nu? A? Nu e asta? Nu știu că e discul de frână. Discule? Asta cred că e. Nu e asta discul de frână? Hai, mă rog, hai să punem roata loc. A, putem să examinăm, am înțeles. Și am examinat aici, a? Condiție 62%. A, mai merge cu 62%. Bun. Întrebarea este cum pun eu roata la loc. Cum pun roata la loc? Bă, băieți, cum pun eu roata la loc? Disassemble mod. Nu știu să pun roata la loc. Unde e roata? Roata? Unde ești, mă? Deci nu știu unde am pus roata. I-am scos-o cu totul. Show repair order. Am înțeles asta, dar nu știu cum să-i pun roata la loc. Quick menu, ok, am înțeles. Dar vreau să-i pun roata la loc. Că am terminat aici, nu mai am ce să mai fac. I-am pus alea garniturile, n-am ce să mai fac. Aha, deci am dat escape ca să ies. Și acum... Wheel inspect. Pe wheel inspect, dar... Am înțeles cu wheel inspect, dar... Assemble mod. Îmi place, îmi place că nu știu cum să pun roata la loc. Hai să scoatem și de aici. Assemble mod. Sunt pe modul de asamblare acum. Să dau click aici sus, în dreapta? Aha. Disassemble mod. Vreau să te scot roata. Așa, m-am dat click pe ea. Și acum scot șubelele. Pac, pac, pac. Crit, crit, crit.
E simplu joculețul, dar... Ok, și oata unde s-a dus? S-a dus în inventar. Aha, am înțeles. Bun, hai să schimbăm și ăsta, dar hai întâi să mai cumpărăm plăcuțe de frână, că n-am cumpărat suficiente. Hai să intrăm la calculator aici. Și cumpăram... unde ne mai erau? Brake pads, cred că erau mai sus. Asta, țin minte unde am făcut eu scroll. Da, uite, brake pad din astea. Am cumpărat una și am cumpărat încă una. Și acum putem să le schimbăm, da? Hai să vedem. Wheel inspect. Trebuie să mă învăț așa. Nu știu unde sunt alea. Asta n-are mai aici? Brake pads? Ăsta erau parcă? Sper că erau. Trebuie să schimb, salut, oameni, Sami, trebuie să schimb niște garnituri, cred că se numesc. Uite asta, care o vezi cu verdeci. Am dat-o la o parte și mai una. Ok. Și acum assemble mod. Dar nu înțeleg de ce mă scoate de meniu. Assemble mod. Nu mai pot să mai intru în assemble mod. A, trebuie să dau click data mouse, ok. Assemble mod. Hai să punem o garnitură aici. Și mai avem una aici. Cam atâta. Hai să punem și roțile. Oare reuși eu să... A, trebuie să examinez condițiile, stai așa că... Examine condition la discul de frână. 62%. Merge, 62%. Ok, hai să asamblăm. Nu știu cum să asamblez roata la loc. Nu acolo. Bă, mă, lași, nu știu să asamblez. Nu știu cum să asamblez roata la loc. Aha, brake disc. Ok, ok asta, dar nu înțeleg. Wheel inspect. Și aici e ce trebuie să fac eu, deci... A, le-am schimbat pe toate. De-aia l-am lăsat mașina cu roțile scoase, e bine așa? Hai să zicem, repet. Aaa, nu e mașina completă. Păi și cum punem mama naibii de roți la loc? Wheel inspect. Bun, deci condiția e bună. Însă... Nu știu cum să... Se pună ăsta roata la loc. Deci trebuie să-mi apare și ceva. Deci roata a dispărut. Ia, dacă dau click dreapta... Și aici, în modul de dezasamblare, trebuie să... Nu știu, să-mi apare roata sau cumva. Nu știu cum să fac. Dau click așa pe toată treaba? Șuruburi aici trebuie să bag și... Bă, să nu spuneți că trebuie să cumpăr roz noi-ul ăsta. Bă, mă, lași, hai să cumpăr roz noi. Ah. Nu știu ce roată se cumpăr, iau din astea de 600 de... N-am bani să-i luăm roți. Hai să-i luăm roți second hand. Putem? Ce asta? 650 de para, bă, mă, lași. Deci eu știu că am un inventar. Cum mă? Da, și pot să-mi cumpăr scule în garaj ca să... Pot să iau roțile de aici și să le montez? Nu. Nu știu cum să-i le montez. Nu știu cum să-i pun roata la loc. Sunt în modul de asamblare acum. Dar nu știu cum. Ia să vedem. Dau click altfel, pe aici nu pot. Hide show body, show inventory. Aha, deci arată inventarul și hai să-i pun, dau click pe asta. A, nu vreau să o vând, nu vreau să o vând, vreau să o montez. Aici le vând. Ce mai avem? Aha, mișto. Deci pot să ascund carcasa mașinii. Wheel inspect, tot aici trebuie să fac cu wheel inspect, dar nu știu cum. Nu știu cum să-i... Pot să selectez astea, dar nu pot să...
dau click dreapta. Da, îmi zice că selectez partea care pot să, vreau să montez. Dar nu vreau să montez de alea, vreau să montez roata. Nu știu cum. Nu știu pe ce trebuie să dau click. Oare trebuie să dau click pe... pe ce să... roata să-mi fie gen într-un ax aici. Dar nu știu, nu știu cum. Și zoom-ul e ciudat, adică nu... na, orientarea e ciudată. Trebuie să-mi nimenesc aici ceva. O șurubul ăstea. O să dau click. Disassemble mod. Break disc. Bine, am înțeles, break disc, break disc, dar... bine. Nu știu să-i pun roțile. Da. Da, foarte enervant. Nu știu să-i pun oțelea loc. Să-mi dușa. Inspect. Tutoriale ceva pe aici avem? Parcă erau până ăsta. Calculatorul vieți. Ia să vedem. Learning books. Am dat click. Learning books. A, costea. Astea le cumpăr ca să lucrez eu, am înțeles. Și nu înțeleg atunci. Asta e inventarul, da? Am roțile aici. Nu știu cum să le pun la loc. Dacă dau click pe ea, îmi zice că să le vând. Nu vreau să o vând. Vreau să o pun la loc. Vreau să pun roata la loc. Trebuie să deschid aici în față? Ca să pun roata? Nu. Să inspectez motorul? Nu. Și n-am ce să fac aici. Nu tot aici la roți trebuie să... dau click pe ceva ca să... că pe ăsta. Condiția break disc e ok, dar acum vreau să pun la loc. Bă, vreau să pun roata la loc. Dați-mi voie să pun, pun roata la loc. De ce nu pot să pun roata la loc? Uite, pot să dau pe toate componentele în afară de unde mă interesează, că aia dispăr roata. Eu am inventar, dar nu pot să pun la loc. Da. Nici pe aici nu pot să dau click. Pe tot axul ăsta așa nu pot să dau click nici pe aici. Da, deci este modul de dezasamblare și modul de asamblare. Deci trebuie să schimb alea, le-am schimbat, da? Și să verific verificarea, să verific condiția la discurile de frână. Am făcut-o. Dar zice că mașina e incompletă. Ia să vedem. Ah, ce prost ești, jocule. Vreau să văd aici jos. Îmi arată că trebuie să o dezasamblez. Ok, da, păi și cum? Deci am făcut tot treaba, dar nu pot să mă, nu pot să termin o comandă că nu pot să pun roțile la loc. Ok, deci sunt în modul de asamblare, da? Nu vreau să pun de asta. Vreau să pun roata la loc. Roata, roata, băi, mașină. Unde dau click? Unde dau click? Pe click aici, unde n-ai mai dau click? Axul ăsta aici. Asta e aia de frână. Nu știu pe ce trebuie să dau click. Vai de capul meu. Da, într-adevăr, Vami Sami, e un joc cam prost. Adică am înțeles, am scos roțile ca să schimbă discurile de frână, să le verific și să schimbă garniturile aia. Dar roata mea, cum o pun la loc? Jocule, cum pun roata la loc? Pe ce dau click? Am zoom, am rotat, rotate camera, am select. Uite, dau click cu stânga la mouse, selectez. Pe ce? Pe șurubul ăsta, pe locurile de șurubul, pe ce? Deci unde, unde pun roata la loc, da. Un joc foarte prost. Dar dacă vrei să... dacă vrei să experimentați pentru un euro și ceva, el reduce până pe 12 februarie. Această minunată porcărie, Car Mechanic Simulator 2014. E și 2015, dar ele mai scump. Ăla e pe la vreo 15 euro. Am montat, Vami Sami, am montat toate porcările. Da, un joc foarte prost. Pentru că nu m-a să pun roata la loc. Nu-mi dă și mie aici un hint, un ajutor. Bă, vrei să dai click pe ăla ca să pui roata? Nu. Mulțumesc că v-ați uitat la această minunată porcărie de porcărie. Măcar văd și eu niște păsări pe geam.
Și na, dacă vă plac mașinile și vreți să învățați să asamblați o mașinuță și să faceți aici. Da, roțile astea sunt inventat la mine, dar nu pot decât să le vând. Da? Deci dacă dau click pe ea, îmi zice că s-o vând, nu vreau să vând. Vreau să o pun la loc. S-o pun la loc, jocule! Ești un joc foarte prost. Mulțumesc că v-ați uitat și să aveți o seară plăcută.